Pregătiri pentru viitorul sezon de schi la Poiana Brașov. Două dintre cele mai performante tunuri de zăpadă din lume au fost aduse aici. Unul dintre modele este în premieră națională. Administratorul domeniului schiabil Poiana Brașov, Dorin Drăgoi, a prezentat câteva dintre performanțele tehnice ale noilor tunuri de zăpadă. Primul TR8 în România. Premieră națională. Și dacă acum am avea minus 2,5 grade, toți acești vapori de apă în acest moment se transformă în mult iubita zăpadă. Poate avea debite în funcție de temperatura exterioară de maximum 10 litri pe secundă, deci aia înseamnă undeva la 70-80 de metri cub de zăpadă pe oră. Tunurile sunt de producție italiană și au fost date în folosință gratuită pentru acest sezon. Un astfel de tun pentru producerea zăpezii artificiale costă în jur de 30.000 de euro. Poiana Brașov este cea mai aglomerată stațiune de schi din țară, în sezonul trecut depășindu-se recordul de 2 milioane de treceri pe la turnicheți. Este și una dintre cele mai scumpe stațiuni de schi din țară. Aici, un sejur de revelion poate ajunge și la 1.000 de euro de persoană.